Gabriela Cristea își petrece ziua de naștere în izolare. Ce cadou a primit din partea soțului ei, Tavi Clonda, nu știu de unde l-a luat. Este o zi extrem de specială pentru Gabriela Cristia. Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 47 de ani din nefericire, nu poate organiza o petrecere pe cinste de ziua ei de naștere, în condițiile în care se află în izolare, după ce a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Iată ce cadou a primit de la soțul ei. Gabriela Cristi a dat uitării petrecerile fastuase de ziua ei de naștere, cel puțin anul acesta, după ce a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Chiar și așa, Tavi Clonda nu a putut trece cu vederea o zi atât de specială, Așa că i-a făcut o surpriză de proporții. Se știe deja că Tavi Clonda este un partener de viață cât se poate de romantic. Drept dovadă a intrat pe ușă cu cel mai mare buchet de trandafir și a lăsat-o fără cuvinte pe soția lui, Gabriela Cristia. Prezentatoarea TV s-a emoționat încă de la primele ore ale dimineții. Diste dimineață, cele două fetițe ale sale au năvălit peste ea un pat. I-a urat cel mai călduros, la mulți ani. Însă Gabriela Cristia este convinsă că nu s-au terminat aici surprizele pentru ea, mărturisind că are o familie care o iubește extrem de mult. Mai ales că suntem în situația în care suntem. Oricum ne simțim bine de câteva zile încoace, noi practic stăm în carantină pentru că așa prevede legea. Nu ne-am mai testat, dar probabil că nu mai avem probleme, doar că așa e legea, a povestit Gabriela Cristia. Gabriela Cristia a mai povestit că în weekendul care urmează va ieși la restaurant alături de partenerul ei de viață și de fiicele sale, pentru a sărbători așa cum se cuvine, în condițiile în care vor ieși cu toții din carantină zilele care urmează. Atât Gabriela Cristia, cât și Tavi Clonda sunt vaccinați împotriva noului coronavirus și au deja certificatul verde, așa că deja se gândesc pentru planurile de weekend. Prezentatoarea TV le-a promis telespectatorilor că îi va ține în continuare la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei pe rețelele de socializare, acolo unde este extrem de activă. O să ieșim cu toți undeva, pentru că o să ieșim din carantină. Eu o să ies joi și Tavi cu fetele sâmbătă. O să vedem unde o să ieșim, pentru că simțim nevoia să ieșim, să evadăm, să vedem oameni, să stăm de vorbă cu oameni și așa mai departe, a adăugat Gabriela Cristia.